Studiile online afectează vederea copiilor care sunt nevoiți să petreacă ore în șir în fața calculatoarelor și a telefoanelor mobile. În acest sens, deputații Partidului Șor și ai Platformei pentru Moldova trag un semnal de alarmă și cer să fie reluat procesul de studii cu prezența fizică a elevilor la ore. De asemenea, propun intensificarea controalelor medicale în instituțiile de învățământ, iar școlarii care suferă de afecțiuni ale ochilor să beneficieze de ochelari și tratament gratuit. Potrivit deputatului Elena Bacalu, lecțiile online au un șir de dezavantaje, inclusiv scăderea vederii elevilor. Astfel, parlamentarul cere să fie intensificate controalele medicale în școli și nu doar pentru a fi depistate posibile simptome ale COVID-19, dar și pentru a verifica periodic vederea copiilor. Ca în cazul în care se depistează că un copil care frecventează școala suferă de probleme de vedere, statul să acopere cheltuielile pentru ochelari și eventual tratament, atunci când polița de asigurare nu le include. Deputații Partidului Șor și cei ai Platformei pentru Moldova cer autorităților să găsească soluții astfel încât toți copiii să revină la școală, indiferent în ce clasă ar fi. Asta după ce joi Comisia Extraordinară de Sănătate Publică Chișinău a decis că de săptămâna viitoare elevii claselor a 1-a, a 5-a, dar și cei din clasele absolvente să revină fizic la ore. O decizie similară au luat și autoritățile municipale din Bălți. Trebuie să fie închise școlile din acele regiuni în care au fost înregistrate cazuri de COVID-19 în rândul elevilor, a profesorilor și a angajaților auxiliari. În celelalte cazuri, copiii trebuie să învețe cu prezența fizică în clase. Săptămâna trecută, Comisia Teritorială Extraordinară de Sănătate Publică a Raionului Orhei a cerut autorităților deschiderea școlilor în care rata de infectare este scăzută.